Am invitat în acest sens la ședința noastră pe domnul președinte al Consiliului Județean Marcu Berii, domnul vicepreședinte, din partea instituțiilor deconcentrate, Direcția de Agricultură a Județului Sălaj, Administrația Județeană Financiară, Drumuri Naționale, Agenția de Prestații Sociale, STS-ul, IGS-ul, pentru situații de urgență, reprezentanța instituțiilor la care dumneavoastră aveți posibilitatea să le adresați întrebări în ideea pe care am spus-o la început de a clarifica cât mai multe din nelămuririle sau din problemele pe care dumneavoastră le aveți. Un proiect de buget a apărut pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, cifrele care se preconizează astea, aprobat sub formă de ordonanță de urgență. Data aprobării nu este o dată sigură, se vorbește de ziua de astăzi după masă, se vorbește de ziua de mâine, vineri, deci în această săptămână se pare că se va întâmpla rectificarea pe bază de ordonanță și probabil la începutul săptămânii viitoare va apărea și în monitorul oficial. Cifrele sunt provizorii, cum zicea domnul președinte, dar în schimb, deci pentru cheltuielile descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, sunt sume care sunt sume suplimentare atât pentru salarii profesori de învățământ, cât și pentru cheltuieli materiale. Sunt sume prevăzute pentru salarii câștigate în instanță cu formă ordonanței 71 amânate și sunt bani pentru plata însoțitorul persoanelor cu handicap. Dacă vor fi sumele finale, va fi greu să deci paiele la zona de persoane cu handicap, greu vom scoate anul din aceste sume. Sperăm să te mai fie modificări, deoarece în textul ordonanței de rectificare, guvernul are posibilitatea de a, ca până la sfârșitul anului să mai facă modificări fără o altă lucrare. Ceea ce e important pentru dumneavoastră, nu vor exista sume de echilibrare conform legii 273, respectiv, care să împărțim pe bază de criteriile stabilite de lege, articolul 33. În schimb, se reiau sumele rămase de la ordonanța de urgență 17, respectiv rectificarea din august, iulie-august, da? Și în aceeași condiții ca și în august, iulie-august, sumele rămase la județ și cele care vor fi redistribuite după 8 noiembrie, sumele rămase neutilizate, redistribuite, se vor putea folosi pentru plata sumelor plăților restante către bugetul de stat a UAT-urilor sau a furnizorilor de lucrări, servicii și produse pentru UAT-uri. Deci în aceleași condiții ca și în luna august. Deci cei care aveți plăți restante la 30 septembrie, deci vorbesc de plăți restante, nu numai ariera. Și nu mai vorbim de programe naționale, atenție, cum n-am vorbit nici la rectificarea din vară. Deci numai cele ale primărilor care afectează bugetul local, da? Luați-vă măsurile din timp, până în 30 noiembrie trebuie să depuneți solicitările cu documentația aferentă, știți care sunt documentațiile, atestarea fiscală pentru datorii, atât a dumneavoastră, cât și a furnizorilor dumneavoastră cu plăți restante și se poate rezolva anumite sume din aceasta. Deci, repet, numai și numai limita datorilor și a sumelor restante către bugetul de stat. Deci, în vară, câteva primării au profitat de această ocazie, încercat și acum să pregătiți din timp ca să avem și acum cei care se îngădeau în aceste prevederi să fie pregătiți din timp, să nu ieșim din termen. Termenul este foarte lung, e o lungă, față de două luni data trecută. Da?
Rectificarea bugetului. Nu, acum, cei care au probleme deosebite, să facă rectificarea săptămâna viitoare, la sfârșitul săptămânii viitoare, cu probleme, de fapt, putem nu prezintă lege, așa, dar după apariția monitorului oficial al de la Consiliul Județean, domnul președinte, nu v-a spus, de la Consiliul Județean, m-ar sună să mă așteptați, că noi n-am primit niciun rău. Așa că, serul împărțit la 61 cu 0 rămâne în general și nu avem suflet pentru echilibrarea bugetelor locale, cum am spus, că nu s-a primit niciun leu, nici măcar anexa care prevede sumele pentru echilibrare, nu apare în, în proiectul de ordonanță de rectificare. Am făcut analiză la 9 luni cu comunele. În condițiile în care impozitele impus pe clădiri, teren, mijloace de transport. S-a modificat la început anului, știți, la majoritatea comunelor cu 16%, incasările nu sunt la nivelul normal și corect, la 30 de septembrie, data după care se pedesc deja majorări pentru neplata acestor impozite și taxe. Nu dau exemple concrete, în general spun, comunele care au și alte venituri decât impozitele și taxele locale, stau foarte, foarte rău în casările. Deci, repet, în condițiile în care, în general, impozitele și taxele s-au majorat cu 16%, sunt comune care sunt la nivel de 50% din anul trecut. Nemajorate și impozitele majorate și colectate. Într-adevăr, comunele care sunt, au venituri cote de facată mai puține din activități economice industriale, stau mai bine, că probabil nu au din ce trăi și s-au preocupat de colectarea acestor. Nu este o noutate. Astăzi puteți mai acționa efectiv la colectarea lor, încasarea lor, dar este în vigoare și acum și va fi în vigoare și s-a întâlnit prin modificarea la legea 500 a bugetului de stat, imposibilitatea majorării bugetelor anul viitor, cei care nu realizează 2 ani consecutiv 95% din încasări la venituri. La aceste venituri impozite și taxe locale. Atenție! Deci, anul trecut am avut vreo 5 comune care n-au putut pune un buget logic și normal numai la nivelul maxim al încasărilor de anul trecut. Așa de sfârșit și astăzi, și anul ăsta, dacă nu veți realiza cel puțin 95% din aceste sume. 2. La echilibrarea bugetelor de anul viitor, prin formula stabilită de legea 273 a bugetelor locale, veți fi penalizați la sume de echilibrare proporțional cu gradul de neîncasare, gradul de neîncasare a veniturilor proprii. Cele 6-7 venituri proprii care v-am spus, impozit pe teren, impozit pe clădiri, impozit mijloace de transport și concesiuni. Persoane fizice, persoane juridice. Da? Este timp încă până la sfârșitul anului încercați să le rezolvați, încât sumele care vom primi anul viitor să nu fie penalizate și să fiți penalizați. Și anul trecut, din nefericire, au fost comune care au fost penalizați cu sume serioase din acest motiv. Hai să eliminăm. Acum nu mai venim ca și anul trecut în noiembrie, faceți rectificare, venim acum în octombrie și spunem încercați să încasați sumele, încercați să trimiteți pe cei care aveți la primărie. Probabil că unii au și uitat să achite sau, mă rog, sunt probleme anumite tipuri în fiecare localitate. În general, veniturile la nivel de județ s-au realizat într-o proporție mai mare decât s-au realizat cheltuielile prevăzute în buget. Repet, în general, incasările sunt bune la persoane juridice și sunt mai mici la persoane fizice. Avem o scădere din nefericire la chirii și concesiuni. O să analizăm motivele și să vedem ce s-a întâmplat. Respectiv, în acest an, pe 9 luni de zile, avem venituri mai puține la chirii și concesiuni decât anul trecut. Probabil ați vândut acele mobile sau sub o formă sau alta nu s-au mai putut arenda concesionar sau închiria.
Atât am vrut să vă spun, deci fără să o analiză pe fiecare comună, uitind unui caz acum, dar un semnal de alarmă acum din timp, ca să corectați ceea ce e de corectat și ce se poate corecta. Mulțumesc!